Dacă sperați că veți apuca vreodată să circulați pe autostrada Sibiu-Pitești, bine ar fi să vă luați gândul. Nu se va întâmpla așa ceva în viitorul apropiat. Nici măcar acordul de mediu, act pe care tot autoritățile guvernamentale trebuie să îl emită, nu a fost încă eliberat. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Narcis Neaga, a anunțat că acordul de mediu la autostrada Sibiu-Pitești este posibil să fie gata până la finalul anului, după care se pot organiza licitații pentru loturile 2, 3 și 4. Loturile 1 și 5 au fost deja licitate și se află în fază de evaluare. Nu pot fi comunicați câștigătorii încă până când nu vom avea acord de mediu pentru întreg sectorul Sibiu-Pitești. De asemenea, nu vom lansa sectoarele 2, 3 și 4 până nu vom avea acordul de mediu. Termenul de finalizare a autostrăzii Pitești-Sibiu este o ecuație cu multe necunoscute, însă de la 4 ani în sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, declarase în luna august ministrul transporturilor Lucian Șova.